Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă salutăm din studioul Claghemaur TV, România. O doctoriță cu experiență declara: ce este de fapt medicul? Medicul este o ființă umană, un tip amabil, iar dumneavoastră îmi veți spune: eu am un medic foarte bun. Da, poate că este într-adevăr un om amabil și dumneavoastră îl credeți. Dar nu uitați că aceasta este numai partea umană. Rolul în care se află medicul dumneavoastră este cu totul altul. El a urmat un studiu de medicină care este controlat complet de interesele financiare de mare capital. Ceea ce este și mai rău, conținutul scopurilor ideologice a fost adoptat elitei dominante. Ceea ce a învățat medicul dumneavoastră acolo a fost dictat de oamenii care le-au urmat acestor interese financiare. Aceasta a avut loc fără știrea lui. Evoluția educației medicale, cu toate documentele și ziarele științifice, slujește afacerilor mari și nu pacienților, oamenilor bolnavi. Acest lucru trebuie înțeles. Problema noastră este că nu mai știm cine suntem și faptul că forța vindecării se află în noi înșine. De aceea, lăsăm puterea noastră celor din exterior, medicului și medicinii. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Și vă așteptăm la următoarea emisiune. La revedere!